Bun, salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit. Fac acest clip pentru că vreau să vorbesc puțin despre noua mea dronă pe care o am. Deoarece sunt foarte entuziasmat și bucuros și fericit și cum vreți voi să-i spuneți. Pentru că am reușit în sfârșit să ajung cu ea să fac primul zbor. Și deci nu vine să cred cât de bună este ca și calitate video și calitate stabilizare imagine. Deci nu vine să cred. Am văzut filmări cu ea și înainte să-mi fac comanda să o iau. Însă mă gândeam că pățesc ca și cu cealaltă, pentru că mulți au făcut filmări cu ea și cu cealaltă. Am văzut câteva filmări legate de drona veche. Și părea că e ok ca stabilizare, dar nu era chiar ca drona pe care am luat-o acum. Deci clipurile, după un timp, după ce tot m-am uitat la clipul, la clipuri și și asta a fost greșeala pe care am făcut-o. Să-mi iau o dronă care pur și simplu nu găseam elicii pentru ea, nu găseam cam tot ce aveam nevoie la dronă. Mă țără că aici vreau să mă bag într-un fișier. Unde este acel fișier? Pam 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 pam. Aici. Asta este fișierul. Și mă scuzați că gâtul îmi face feste. Numai ce am mâncat și de aia se întâmplă lucrul ăsta. O să vizualizăm puțin treaba cu filmatul pe care l-am făcut zilele trecute. O să-i dăm un play. Foarte mișto. Aici se vede priveliștea frumoasă de la munte, de sus. Pot să corectez într-un fel sau altul că totuși imaginea nu este chiar atât de clară, da? Precum am văzut la mulți alții. Însă cred, după părerea mea, că aici contează foarte mult și ce cunoști despre programele de editare. Eu am încercat să editez acest clip și din păcate am șters editarea. Am făcut două filmări. Am avut două editări, dar una am șters-o pentru că am băgat foarte mult efect și băgând foarte mult efect, deja imaginea în unele zone, cum este și aceasta, pentru că eram în fața soarelui, se vedea foarte întunecată și nu puteai să observi că în față este această iarbă maronie, care iarba este maronie din cauza trecerii timpului, că este toamnă, deci iarba nu este verde. Am băgat niște efecte, într-un final sau altul, cumva am scos și iarbă verde, deși era maronie. Și după aceea m-am gândit, după ce am și postat clipul pe YouTube, m-am gândit, bă, stai că nu e ok, nu se vede bine. Mie nu m-a plăcut pur și simplu că nu vedeam deschizătura asta de imagine chiar de aici din față. Aici unde, aici jos unde este această iarbă, da? Pur și simplu o vedeam foarte închisă, nici nu vedeam seama că acolo este o iarbă sau eu știu. Și copacii se asemăna cu culoarea atât de închisă că ziceai că sunt doar copacii aia de acolo care sunt și aici, nu știu. Destul de ciudat. Dar am revenit la editare și am lăsat fără niciun fel de efect. Doar am adăugat aici colo niște efecte de transpunere sau cum să-i spun, a imaginii de la una la alta. Și aici colo reglaje de luminozitate de foarte puțin care
au făcut să se vadă bine. Ma, problema este și de la dronă, venim vorba despre luminozitate. Când lumina este prea mare pe cameră, drona nu poate să recunoască și nu are senzorul de lumină, nu-l arată de superb, ca să zic așa, și deși are reglaje de lumină pe dronă, în meniu, dar când lumina este prea mare, vedeți că deja acoperă, lumina acoperă tot și nu vezi ce este jos, vezi doar lumina, din păcate. Însă, aparte de treaba asta, o să trebuie că eu să învăț să editez programul și să fac alte lucruri. Îmi place foarte mult stabilizarea. Și foarte mult. Deci și acum vă rămân în mic și sunt atât de fericit când văd o imagine clară și frumoasă și nu se vede mișcare. Dați și este de genul. Și sunt convins că dacă veneam să filmez cu drona nu la punct de soare, undeva la Mirea Zilei, uitați cât de superb se vede de sus din aer. Bine, este primul zbor cu drona, deși îmi pare rău și mă căiesc că am filmat foarte puțin. Deci am filmat vreo 4 minute de filmare, 40 minute și ceva, 5 minute de filmare și încă puteam să mai filmez cu drona, doar că trebuie să cunosc bine drona, telecomandă, ca să fac aceste ca să știu că pot să filmez mai mult. Pentru că mie de telecomandă am arăta că nu mai am decât o linie la dronă și din cauza că așa pățesc tot timpul când merg să filmez, sunt atent doar la câteva chestii, sunt grăbit să zic așa și nu văd esențialul. Însă pe telefon mie mi-a arăta că mai am 60% baterie la dronă. Erorile astea posibil că da, nu și-au rostul, dar e bine că am și telefonul și pe telefon pot să văd exact câtă baterie are drona. Pentru că eu am ajuns acasă după ce am făcut filmările și când am dat drumul la dronă pentru că mai să descarcă filmările, mi-a arătat că mai am 60% baterie, adică bateria nu avea cum să încarce pe drum și atunci mi-am dat seama că puteam să mai filmez. Dar asta este un început și mă bucur foarte mult că treaba asta se întâmplă bine și că în sfârșit cu drona pot să filmez chestii ok și nu am probleme ca cu cealaltă. Deși și prietenul meu mi-a zis că i s-a părut că drona asta parcă e mult mai stabilă ca cealaltă. Posibil că da, nu știu. Oricum și mie mi se pare că schimbarea de dronă este mai ok ca și cealaltă. Într-adevăr, cealaltă dronă, deși era pe nivelul de putere joasă, ca să zic așa, de zbor, mi se părea că zboară foarte repede, adică totuși zboară foarte repede. Asta nu zboară atât de are, are setări ca să poți să zbor cu drona cât de lent se poate, da? Deci foarte lent. Și poți să zbor cu drona foarte repede, are prin undeva la 12 km pe oră, dacă nu mă înșel. Ceea ce, cred că dacă nu mă înșel să nu greșesc, ceea ce e destul de ok, adică nu trebuie să fie wow, știi? în fine, ceva de genul, dar oricum, la dronă nu ai nevoie de viteză. Ai nevoie de viteză doar atunci când, de exemplu, ești undeva în aer, la o distanță destul de departe de tine și rămâi fără baterie. Atunci să te gândești că drona poate să consume ceva, dar să meargă și puțin mai repede ca să ajungă acasă. Deci asta știu de la drona cealaltă care am avut-o. Avea așa, și drona cealaltă avea niște chestii care erau ale ei, aturi, ca să zic așa, de drona.
că atunci când eram cu Duna undeva în aer și o dădeam să se întoarcă acasă, vinea foarte repede. Adică nu stătea pe gânduri să se gândească, să vină încet, cum zburam eu cu ea la... Știi? Vinea foarte repede acasă, ceea ce era ok, că consuma puțin poate mai mult din baterie, poate mai mult sigur, dar aș și ajunge acasă și bine, nu zburam cu ea kilometri, ca să înțelegeți, pentru că nici cu asta pot să merg 2 km lejer. Deci aici așa pe munte, dacă mă duceam cu ea 2 km în lungime, 2 km puteam să merg cu ea fără nicio interferență. Nu aveam de ce. Dar totuși, mie mi se pare ok, pentru că un 500 de metri, să zic că zbor cu drona undeva într-o zonă unde este zonă muntoasă, frumoasă, să fac cu așa o captare de peisaj superbă. Păi ne lăsa puțin claritatea mai bună, dar trebuia super, când dacă claritatea era bună, se vedea puțin super. Automat după ce m-am întors cu drona, o să vedeți din nou acea fază, adică, na, o să vedeți că am tăiat din filmare și am pus pe bucăți doar ce era mai important. O să vedeți cât de bine se vede, vreau ca să cât de bine se vede lumina în spate. Deci nici nu-ți dai seama că deja am filmat în acea zi. Și se pare că aia e filmare de dimineață făcută, asta e filmare de rămasă undeva în miezul zilei. Dar filmează bine. Eu am avut un monitor foarte mare, dar nu știu de pe imagine, dar pe monitorul de sus fiind foarte mic, se vede clar în imagine, clar, clar. Pur și simplu pe monitorul de sus, dacă aș putea cumva să vă arăt, dar n-am cum să vă arăt, se vede senzațional. Zici că este o pictură superbă făcută așa, o poză în aer. Și pozele le face destul de bine, destul de bine, deși aici sunt puțin critic, pentru că la cei 12 megapixel pe care are, deci nu, cei 14 megapixel, pardon, cei 14 megapixel pe care are, ar fi putut puțin fotografia să fie mai ok. Aici ne ducem puțin la poze. Vedem unde sunt pozele numai puțin. Să vedem pozele. Dacă trebuie să fie undeva. Cred că sunt aici. Așa sunt pozele. Așa sunt pozele cu niște prieteni. Dar nu știu cât de bine vedeți voi pe... Acum eu pe imaginea asta mare văd destul de nasoală poza. Doar dacă o fac așa mai mică. Hai. Deci dacă o fac așa mai mică, pot să zic că se vede cât de cât ok. Dar acum în rest, pur și simplu, se vede, nu știu, nu se vede așa de clar cum mi-aș fi dorit eu ca poză. Dar, uitați cât de bine se vede aici, în schimb. Și
Da? Uitați cât de bine se vede. Acolo este lumina. Dacă mărim poza și mai avem una, asta este mai deschisă. Uite. Deci, și la imaginile mare, văd bine. Și să vă spun de ce. De ce se întâmplă chestia asta? Care este sistemul de funcționare al camerei de la dronă? Păi dacă ați văzut această poză și aici înăuntru ce se poate vedea? Aici înăuntru se poate vedea cercul de la obiectiv. Da, ăsta e cercul de la obiectiv. Drona este făcută să suporte o calitate foarte bună, un Full HD, dar are setat în el opțiunea ca să vadă mult mai mare decât e, adică orice cameră vede mult mai mare decât e obiectivul, ca să zic așa. Adică, după cum se poate vedea și aici, îi se văd colțurile de dinăuntru camerei, da? Sau obiectivului, ca să înțelegeți. Și ea este făcută să mărească și să facă un pătrat cât să nu se vadă aceste colțuri de la obiectivul camerei. Da? Adică ca și în momentul de față, dacă îi dau zoom, da? Deci atâta dau zoom, da? Vedeți? Până pac, 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 atâta dau zoom până gata. Nu se mai vede nici un colț de la obiectiv. Deci nu se mai vede nimica și se vede doar camera. Doar imaginea perfectă. Asta face camera. E setată să vadă mult mai mult, da, cu zoom, ca să dau un exemplu. Să nu se vadă acel obiectiv și să nu fie exact cât obiectivul, da? Pătratul poate să fie, să dau un exemplu, aproape cât obiectivul, da? Dar el este făcut să se vadă foarte mic. Uite, dacă măresc foarte mult, hai. Uite, dacă măresc foarte mult, vedeți? Să zicem, să dau un exemplu că atâta este imaginea pe care o mărește camera. Și eu dacă mă duc acum frumos unde sunt alea laturile, văd că nu mi le arată aici așa. Aici nu mi le mai arată. Uite, ar fi trebuit să mi arate niște laturi. Sau nu neapărat, pot să mișc cu mouse-ul, vedeți? Deci eu pot să văd cât e toată poza, că este mărit foarte mult, ia uitați. Așa are și camera dronei sistem prin care pot să mai jonglez cu imaginea sus și jos și stânga-dreapta. Cât să văd exact, uite. Da? Asta face și camera de la dronă, aceeași chestie. De aceea, camera este foarte bună și un sistem foarte ok gândit. Nu ai nevoie de gimbal, care gimbalul, ce este gimbalul? Gimbalul de la cameră face aceeași chestie ca și ceea ce face camera aceasta. Doar că acela îl face electronic și aici îl face digital. Și partea electronică conține și motoraj și multe alte chestii și greutate, da? Deci este o țară de greutate, adică nu gândim că trage foarte mult, dar camera trage și camera și mecanismul în sine trage o țară de greutate al dronei. Asta fiind o cameră fixă, este foarte ușoară și mai ales că drona este concepută să nu conțină foarte mult plastic, adică doar carcasa unde este montat tot montajul, aia este din plastic și are o bucată dintr-un aliaj ca și aluminiu, ca să răcească, da? Pentru că are un
procesor de bază puțin mai complex, aproape ca al unui calculator, adică folosește aceeași chestii, are RAM de memorie, are, mi se pare că 3 GB de RAM de memorie, dacă nu mă înșel, prin care el lucrează ca să facă aceste chestii, da, cu stabilizarea imaginii și, da, multe alte. Dar, pe lângă acea carcasă care menține motorașele și montajul, are doar o simplă carcasă de acoperire dintr-un polistiren foarte tare, care este foarte ușor, acel polistiren. Îl iau într-un deget și îl flutur ca pe o pană, deci e foarte ușor. Dar asta este tot ce face la dronă mai ok, știi, că nu este drona grea și dacă nu este drona grea, pe timp de vânt, care poate să fie puțin mai tare, ea lucrează mai ușor. Dacă este grea, e puțin mai greu. Consumă și mai multă baterie, pentru că se chinuie și, având greutatea ei, în aer se simte foarte, foarte mult. Pe lângă chestia asta, îmi place foarte mult partea de telecomandă, care, deși este o telecomandă destul de mare, mie îmi place. Și joystick-urile sunt nemaipomenite, adică atât de ușor merg și îmi place foarte mult că pot să reglez sensibilitatea la joystick-uri. Pe lângă că pot să reglez sensibilitatea turației motorului al dronei, pot să reglez sensibilitatea telecomenzii la joystick. Deci, e nemaipomenit. Am zburat cu ea și tot încercam să dau de joystick mai mult, mai mult, mai mult și vedeam că de-abia aproape de capătul joystickului, de capătul cursei, lua comanda mult mai bine. Da? Adică pot să reglez încât să nu dau brusc să se ducă foarte mult, dar să dau să merg cu joystick-ul eu mai mult și să meargă încet, încet, încet și după aia pot să-i dau mai tare dacă vreau. Astea sunt chestii care sunt foarte ok gândite și pentru mine, nu știu, pur și simplu mă atrag. O să mai urmez și alte filmări cu drona și chiar îmi doresc. O să-i fac și un test mai amănunțit pentru că n-am apucat, am fost pe munte și puțin așa târșeală că neștiind că ce poate să facă drona, am zburat, am zis, și se și vede, în jur de 2 minute și ceva pe filmare, dar a fost vreo 4 minute și ceva, aproape 5, care le-am făcut eu și n-am pus toate filmarea. Am luat doar câteva cadre din filmare care să fie mai ok, ca să mă încadrez în timpul melodiei pe care o pusesem pe fundal și eu zic că a ieșit super bine. Deci eu nu sunt foarte mulțumit de ea și vedem când o să fac și alte filmări, o să vă arăt. Și eu de-abia aștept, sincer, de-abia aștept să fac acest lucru, pentru că este o dronă foarte, foarte bună. Cam asta a fost despre ce am vrut să vă explic legat de dronă. Vă aș ruga din suflet, dacă ați urmărit până la final, să urmăriți și clipul dronei cu filmarea de la munte și să distribuiți, să dați un like, un share, ca să vadă mulți, mulți alții care sunt interesați să vadă astfel de clipuri. Până data viitoare, vă urez numai bine și ne auzim, dragi prieteni, o seară cât mai minunată. Bye, bye!